O echipă internațională de oameni de știință ar fi creat o super banană modificată genetic care conține semnificativ mai mulți nutrienți, în special vitamina A. Deficiența de vitamina A afectează de sute de ani țările sărace din Africa subsahariană și Asia de Sud-Est, inhibând creșterea copiilor, provocând orbire și slăbind semnificativ rezistența acestora la boli tratabile mortal, precum diareea și rujeola. Organizația Mondială a Sănătății estimează că 190 de milioane de copii de vârstă preșcolară din întreaga lume au un deficit de vitamina A și că malnutriția este responsabilă pentru 6% din decesele din copilăria timpurie numai în Africa. Din fericire, o soluție ieftină și viabilă pentru malnutriție și pentru deficiența de vitamina A în special ar putea fi disponibilă în viitorul foarte apropiat. Uganda este una dintre cele câteva țări africane care se luptă cu malnutriția, dar putea fi și sursa leacului pentru această plagă. O echipă de cercetători de la Laboratoarele Naționale de Cercetare Agricolă din această țară africană, în colaborare cu agronomul australian James Dale și Fundația Bill și Melinda Gates, ar fi creat o banană modificată genetic care conține toți nutrienții necesari pentru a combate malnutriția. Cazurile de modificare genetică a bananierilor pentru a rezista mai bine la dăunători, ciuperci sau secetă sunt bine documentate, dar se pare că aceasta este prima dată când o banană a fost modificată cu succes pentru a acționa ca supliment nutritiv pentru oameni. Potrivit National Geographic, Superbanana este gata să fie cultivată, dar oamenii de știință așteaptă încă aprobarea guvernului local. Din păcate, aceasta ar putea fi un obstacol semnificativ, având în vedere opoziția puternică față de cultivarea alimentelor modificate genetic în Uganda. În prezent, astfel de culturi sunt strict interzise. Să sperăm că legiuitorii vor lua exemplu colegilor lor din Kenya, care au ridicat recent o interdicție de un deceniu asupra culturilor modificate genetic. Din fericire, problema deficienței de vitamina A a dispărut aproape complet din țările dezvoltate din punct de vedere economic, datorită suplimentării cu suplimente alimentare, relatează știri pe surse.ro.